Un absolvent botoșenean se poate deja gândi la sesiunea de anul viitor a examenului de bacalaureat. Și asta după ce a fost eliminat astăzi din sala de examen de la Colegiul Național Ate Laurian pentru tentativă de fraudă. Mai precis, candidatului i-a sunat telefonul în timpul probei la istorie. Conform normelor în vigoare, acesta nu va mai putea da bacalaureatul în următoarele două sesiuni. Elevul a fost eliminat din examen deoarece i-a sunat telefonul mobil în timpul susținerii probei. Elevii nu au voie să pătrundă cu nicio sursă audio sau video în sălile de concurs. A declarat Ciprian Manolache, purtător de cuvânt al ISJ Botoșani.